Dolly în echipa emisiunii Șef la cuțite. Unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți a părăsit această lume. Este vorba despre Marian Cocoș, participantul apreciat în sezonul al doilea al emisiunii difuzat în 2016. Marian Cocoș a părăsit această lume la vârsta de 59 de ani. Talentatul bucătar a ajuns în atenția șefilor Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Este vorba de cei trei jurați din acel sezon. Preparatele sale au fost mereu la înălțimea așteptărilor. În timpul preselecțiilor, Marian Cocoș a obținut 3 cuțite și a fost inclus în echipa roșie, demonstrându-și pasiunea și priceperea în arta culinară. Vestea trecerii sale a fost adusă la cunoștință publicului de către membrii familiei îndurerate. Marian Cocoș a fost antrenor de box și pasionat de acest sport pe parcursul unei mari părți a vieții sale. Familia concurentului a transmis un mesaj impresionant, apreciind că, deși Marian Cocoș s-a stins, povestea lui continuă să trăiască în amintirea noastră. Maestrul Marian Cocoș s-a stins, dar povestea merge mai departe. Slujba de înmormântare va avea loc pe 16 februarie, la cimitirul Sfântul Nicolae, aflat în spatele cimitirului Străuleștii. Mulțumim tuturor pentru a ne fi alături. A transmis familia lui Marian Cocoș în mediul online.